7 persoane au ajuns la spital, între care și o minoră de 11 ani, în urma unui accident rutier produs pe drumul național între Totești și Hațeg. Au fost implicate 3 autoturisme, iar 2 dintre victime au rămas încarcerate între fiarele mașinilor. Echipajele operative sosite la fața locului au extras în siguranță victimele, acestea fiind transportate la spital. Pentru minoră însă s-a solicitat sprijinul unui elicopter Zmordia fiind transportată la un spital din Timișoara. Poliția orașului Hațeg a fost sesizată cu privire la faptul că pe drumul național 68, între localitățile Hațeg și Totești, a avut loc un eveniment rutier în care au fost implicate 3 autoturisme. În urma impactului, 7 persoane au fost rănite și au fost transportate la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. Polițiștii efectuează cercetări în vederea stabilirii circumstanțelor producerii evenimentului rutier, iar în cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.